Comisarul șef de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție Iași a fost trimis în judecată de DNA în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, șantaj, cercetare abuzivă, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani sau foloase necuvenite. În același dosar, un consilier local al Comunei Rediu a fost trimis în judecată pentru dare de mită și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității și un consilier local al Comunei Tătăruș a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul propriu. Totul după ce comisarul de poliție de la DGA ar fi constituit dosare penală unor persoane cu care consilierii locali ar fi avut conflicte în acestea fiind consemnate neadevăruri ce au schimbat cursul anchetelor.